Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru săptămâna 17-23 iulie, o săptămână cu luna nouă în 17 iulie, o lună nouă în rac. Voi face și lunele, deci este vorba de cunoaștere, călătorii și Venus intrând în retrogradare în Leu pe 23 iulie. Haideți să vedem această săptămână ce va aduce. Veți mai găsi explicații la alte aspecte importante la horoscop. Și iată, dați-mi, să spun, este important pentru voi o revedere. Vă reîntâlniți cu cineva după o perioadă lungă de timp, prieteni din trecut, asociați din trecut, colegi, și este o revedere plăcută sau poate o persoană iubită. Să vedem pentru voi. Iată că începeți cu această dezamăgire. Da. Voi începeți săptămâna cu dezamăgiri. V-ați fixat un obiectiv, ați vrut să ajungeți undeva, dar nu ați reușit, ați fost blocați. Și acest blocaj vă dezamăgește. Vă este greu să reluați totul. Ați pierdut destul de multe cupe, deci sentimente, emoții, și mai aveți două în spate. Ați putea să folosiți aceste cupe pentru a vă atinge totuși obiectivul. În schimb, fericirea pentru voi s-a încheiat. Fie că este vorba de o iubire, fie că este vorba de o creație, de educație, de un copil, de distracție, este ceva care a ajuns, să zicem, la maximul de evoluție. De aici încolo nu mai merge. Trebuie să acceptați finalul, încheierea și să vă gândiți că poate să vină altceva în viața voastră care să vă aducă mulțumiri pe viitor. Deci să vă gândiți că acest final trebuie să-l acceptați și să acceptați și viitorul care va veni. Deci evenimente din viitor. Și totuși o distracție. Participați probabil la o călătorie sau la un curs. Sau studiați ceva și încheiați acele studii cu o sărbare, cu o distracție, cu o petrecere, cu reuniune, cu cunoștințe noi, relații noi. Este un aspect de bucurie pentru voi. Resursele voastre, ia uitați, magicianul, bunurile, locul de muncă, dar și cariera. Și iată că legat de, aveți magicianul, de resurse, de bunuri materiale. Voi vă fixați un scop, dar sunteți capabili să-l atingeți. Vă folosiți tot arsenalul pe care îl aveți de idei, de gândiri, de mental, de soluții pe care le găsiți, de relații, de comunicare, de creativitate, de energie, de vitalitate, de sentimente. Totul vă ajută pentru a vă atinge acest obiectiv. Deci voi vă atingeți niște obiective legate de resursele din munca voastră. În schimb, la locul de muncă aveți aici ceva care este un înscris care nu este adevărat. Sau poate să fie un diagnostic legat de sănătate, care mai trebuie, eu știu, să mai faceți niște analize, fiindcă altfel, dacă vă bazați numai pe ce aveți, înseamnă că nu dă, cum să spun, nu dă aspectul într-adevăr al problemei.
pe care o aveți și este bine să aprofundați, eu știu, aceste analize, să mai cereți analize în plus sau să mai consultați pe altcineva și să vă gândiți că ceva nu este clar. Iar la locul de muncă s-ar putea să fie ceva, un înscris de care nu știți, legat de un contract, de o asociere și care poate să vă facă niște probleme. Voi vă puneți mari speranțe în cariera voastră. Sperați ca, folosindu-vă de dreptate, de adevăr, să vă protejați calea, fiindcă această stea reprezintă vărsătorul, reprezintă contopirea voastră cu mediul și folosirea dreptății, adevărului pentru a vă proteja calea prin viață. Legat de comunicare, de contracte, vai de aceea multe, și relații. Aveți foarte multe arcane, este o săptămână plină, se întâmplă ceva pentru voi, într-adevăr. Aveți aici o comunicare cu o femeie, cu ascendent, zodie, lună plină, în rac sau în scorpion. Este o femeie cu aspecte duale, adică și benefice și malefice. O femeie care încearcă să vă afle secretele. Ea are cunoașterea, marea preoteasă, are deține secrete. Poate să folosească aceste secrete pentru a-și rezolva niște probleme. Iar voi, dacă îi comunicați secretele voastre, vă puneți la dispoziția ei. Trebuie să fiți foarte atenți să nu-i comunicați aceste secrete. În schimb, temperanța, cumpătarea, vine legată de un contract, de o asociere, unde nu e bine să vă grăbiți, este bine să studiați forțele care intră în joc, astfel încât să le țineți sub control și să puteți să rezolvați această situație, să puteți să, am zice, să echilibrați aceste forțe, astfel încât să vă aduceți o persoană pe care o doriți în puterea voastră sau să ajungeți acolo unde vă doriți. Deci, cumpătarea în contracte. În ceea ce privește relațiile voastre, voi aveți relație cu o regină de bâte. Este vorba de o femeie cu ascendent, zodie, lună plină în leu. Este o femeie energică, o femeie care știe să lupte pentru dreptate, pentru adevăr, o luptătoare, dar într-adevăr trebuie să fiți atenți dacă sunteți femei, s-ar putea să fie o rivală, dacă e vorba de un bărbat, s-ar putea să vă și protejeze. Trebuie să fiți foarte atenți totuși cu această regină de bâte. Ea întotdeauna spune că face dreptate, vrea dreptate, adevărul, dar și le urmărește pe cele care le consideră ea. Familia, schimbări și sacrificiu sau ce vă este destinat. Poate fi și vorba și de sacrificiu, de un răspuns pe care îl primiți. Și am zice aici, în familie, nouă de bâte, arată că voi vă doriți să faceți ceva în familie, să scăpați de niște blocaje. Aceste blocaje sunt, să zicem, dificile. Vă pun la încercare. Dar dacă vă ascundeți scopurile, s-ar putea să reușiți să depășiți această situație. Patru de spade, un alt moment dificil pentru voi, când va trebui să vă conectați, am putea spune, cu gândirea voastră, să analizați, fiindcă acest patru de spade vine întotdeauna după un trei de spade, după o trădare și reprezintă acel moment când faceți o analiză de ce ați fost trădați, unde ați greșit,
Fiindcă nu putem nega, nu, că și noi câteodată suntem vinovați când suntem trădați. Adică nu observăm, nu vedem persoanele care chiar ne trădează sau chiar sunt persoane nesigure pe care ar trebui să le evităm. Dreptatea. Sacrificiul vostru este pentru această dreptate. Pentru adevăr, poate pentru un răspuns din partea justiției care poate fi în favoarea voastră sau nu. Poate să fie în defavoarea voastră și voi să nu fi luat în calcul forța de reacție a celuilalt și, bineînțeles, acest aspect legat de dreptate, de adevăr, de legile după care se judecă. Deci, cumva aici s-ar putea să fie vorba de un secret, de lucruri ascunse sau chiar de un sacrificiu. Deci, aveți o săptămână în clar marcată de o încheiere, de o finalitate, care dezlănțuie pentru voi adevărată, să zicem, luptă pentru a vă proteja bunurile, pentru a spera să vă atingeți punctele fixate în menirea voastră, cariera voastră, dar în același timp persoane care din jurul vostru încearcă să vă afle secrete, să știe mai multe, astfel încât să vă le poată folosi și voi în același timp judecați foarte bine și analizați contractele. Deci, o săptămână plină, eu vă doresc numai bine, reușite. Și nu uitați, dacă vreți să ajutați canalul să se dezvolte, dați un like sau puteți să vă abonați astfel încât să primiți toate citirile foarte repede. Și vă mulțumesc!